bine ai venit în lumea pe care am visat-o și pe care am reușit să o creez din nimic. Eu sunt doar încă udară în music. Cine ești dumneata? Crezi că vreau să mă ajut? Sunt un creator de vise, dar o persoană simplă care la început nu reușea să-și găsească drumul, însă care mai apoi cu foarte multă speranță în viitorul său a reușit să creeze o lume pe care publicul să o aplaude și să o admire. Interesant. Și cum a fost? Trebuie să recunosc că a fost foarte greu, foarte multe piedici, însă singurul lucru care m-a ajutat cu adevărat a fost dragostea. Dragoste. Și bănuiesc că ai avut persoane minunate. Da, am avut persoane cu adevărat geniale alături de mine, care m-au ajutat să trec peste absolut toate. Barna, mă trebuie după că ți-ai făcut un nou prieten? Sunt doar în trecere, domnule. Carlel, Philip Carlel, unicul și cel mai tânăr asociat al domnului Barna. Să înțeleg că ați fost și dumneavoastră de față atunci când domnul Barnum a creat această lume. Eu? Tu ai fost mai mult decât prezent, ai fost unul din una dintre persoanele care m-a impulsionat și m-a ajutat să rămân simplu și modest. Bătrân, ai fost mult prea bun cu mine. Mi-ai dat o libertate extraordinară. O libertate care foarte puțini oameni au ocazia în zilele noastre. Când vorbești de libertate, de nevoia de a zâmbi, și de a râde. Deja te simți mai liber decât restul oamenilor care sunt închiși în păienjenișul activităților cotidiene. Exact. Înainte eram captivat în viața de snob, care deja mă copleșa. Tot timpul trebuia să le fac pe plac altora. Dar acum, cu Barnum, pot să-mi fac pe plac propriei mele persoane. Tu ai avut talentul la începutul începutului. Eu doar te-am găsit și am realizat că am nevoie unul de celălalt. Ți-am oferit onoarea de a deveni asociați. Asociați cu adevărat. Dar chiar aveți nevoie de mine? Viața mea e o căutare și chiar aș vrea să-ți cunosc povestea. Bine, atunci, lăsați-mă să încep prin a vă spune că nu există nicio poveste. Poftim? Lasă-mă să-ți arăt. Este momentul mult așteptat. Căutând în întuneric, emoția crește treptat. Mine se află o durere de nesuportat. Și chiar acum mă simt invitat. Și tot ce real în urmă m-am lăsat. Nu pot lăsa magia să trăiască. E doar acest moment în față ce urmează. Visurile tale acum se prefigurează. Nu pot lăsa emoția să te cășească. Din foc, din apă, noi putem renaște. Vrem să le arătăm cum sentimentul crește. Vom trăi acest moment de parte, altul nu va mai fi. Spune-mi dacă vrei să vii pe scenă în fața tuturor. E totul de noastră rușinor. Nimic imposibil, nimic real. Acum e rândul meu să-i
trăiesc povestea. Nu știu dacă vom reuși să ne privim visele. Dar avem tot ce ne trebuie. Nu asta e ideea. Eu vreau să creez cel mai mare spectacol. Grandios! Vreau să prindem lumini care vor ajunge până la cer. Poate atunci toată lumea ne va iubi. Nu e nevoie să te iubească toată lumea. Doar câțiva oameni. Dar cum vei reuși să construiești acest spectacol? Cu tine, în primul rând. Eu nu pot să trăiesc fără să visez. Atunci avem nevoie de 1.000.000 de vise. Lumea în care pot spera.
de fals. Domnul Bernd de la Herald, ați venit cumva să asistați la anumite spectacole. Spuneți-mi, domnule, nu vi se pare nasol să vindeți tot felul de chestii false? Bucuria oamenilor vi se pare falsă? Nu contează de unde provine. Bucuria reală. Să înțeleg că sunteți un filantrop. Cred că asta e o crimă. Omenirea suferă din lipsă de imaginație, nu din exces. Este crezul unei adevărate extrocherii. Bine, domnule. Lăsați-mă să vă întreb ceva. Când ați râs ultima oară? Un râs strav. Un critic de teatru care nu-și găsește bucuria în teatru. Cine este bucuria? Nu mă mi de jos, nu
așa este. Mickey Park. Realizatorul de super spectacole. Nu știu, mai. Ați fost? Nu, n-am fost, dar am văzut poze de la intrare. Uriașe. Cred că face niște spectacole incredibile. Poate ați putea să mă ajutați într-un fel, dar negociem mai. Eu să înțelegi ce este bogăția și privilegiul prin născutuire. De aceea eu voi avea mereu un gol în suflet pe care niciun fel de laudă nu poate. Sunt complet de acord cu dumneavoastră. Pe lume sunt mult prea multe nedreptăți, dar vocea vă face să fiți dintre cei privilegiați. Ăsta sunt eu. E visul meu să creezi cel mai mare spectacol din lume. Și a mers până la urmă, pentru că atunci când a bătut gongul și s-a tras cortina, în sală a rămas un singur spectator, ce reprezintă poate o menire. Doar nu ne-a arătat frate pentru totdeauna. Omul este limitat cu toate ce gândește. Fericirea vine din nou. Hai să începem. La doar la negocie. Negociarea cine este? Este Anne Wheeler. Limba de mine în spectacolul meu. Domnișoara Anne, Filip Carle, încântat de cunoștință. Cum se vede? Ce rol aveți în spectacol? Niciunul. Deocamdată. Dar totul nu are rol. Alături de producțiilor noastre. Se vede că ai flair în industria divertismentului. Ajută-mă să mă fac plăcut celor pretențioși. Păi aș putea pierde totul. Până și mândria, prestigiul. Dar pe de altă parte? Aici, acum, asta e oferta mea. Eu nu vreau să te grăbesc, îți poți da seama. Haide, cu noi, să fii liber apoi. Nu va trebui să te ascunzi vreodată. Schimbă ce-i monoton și fă la mențitor. Și dacă-ți place, trăiește cum îți place. O să încerc să te prefaci, dar pe ei o să-i faci. Sau riscă totul și să vezi. Doar eu știu ce-ți dorești, deci hai cu mine, vei vedea. Vino să vezi lumea mea și poți să stai să primești. În loc să te îndrăgostești, tu lume ce nu-ți dictează ce îți dorești. Oh, da, deodată ești divers, voi să poți să fii în lumea mea. Ok, my friend, vrei să fim parteneri, dar vreau să spun că asta nu se poate. Și vreau să știi, nu mă poți păcăli, că și mie chiar îmi place viața aceasta. Și îți mai spun ceva, eu chiar sunt cineva. Cu tine aș fi doar de restul lumii. Nu încerc să mă prefac, păi nu vreau să-i fac, dar văd că asta vrei doar tu. Nu vreau să mă ascund de ei, un nou rol pe care tu îl vrei. Știu ce doresc, nu vin cu tine, vei vedea. Vreau să văd lumea ta și o să stau să priți. Vreau să mă îndrăgostesc de lumea ta în care nu fac ce îmi îndrăgostesc. O, da, te mizura. Vreau să fiu. Tu nu vezi de fapt cum este viața ta, plină de oameni care își fac joc de ea. Și cu tine cum ar fi mare de lumea de noi. M-aș face de râs, nu m-ar primi înapoi. Dar în sfârșit o să cânti puțin, o să râzi puțin. Să mai liber, dar să spui tot ceea ce o să visezi. O să mai liber, dar să crezi. Asta-ți oferi în lumea mea. Dar rămâne alegerea ta. Nu prea mă intrigă, dar plecând mult aș risca. De ce procente din spectacol nu mi-ai dat? De acord, vreau bucate din acțiune. O să-ți dau 7 să fim partenere pe bune. Nu m-am născut aseară, o să vreau 20. Nu vrei cândva să vii toți banii și apoi să pleci? 15, eu zic 8, 12, poate 9, 10. Domnule, te-a ales un asociat. Cu ceea ce am ales este doar un ucenic mult prea bine plătit. Nu vrei să fugi de ei într-un nou rol pe care tu nu-l vrei. Acum știm ce dorim, de stai cu noi și vei vedea. Vino să vezi lumea mea și
sau să privesc, sau să mă îndrăgostesc de lumea în care pot să fac tot ce îmi doresc. Oh, da, deodată ești liber în zbor. Te pot să vin în lumea mea, eu să stau să privesc până în lumea mea, vreau să mă îndrăgostesc până în lumea mea. Și împreună merge până în lumea mea. Vom merge până în lumea mea. Noi nu putem să schimbăm
cer rău pentru recrucătorul dezastru de la teatru. Nu-mi plac spectacolele tale, dar se pare că publicul le-a adorat. Le-a adorat. Adică le-a adorat. Lasă-mă să spun ceva. Lumea nu vrea să recunoască, dar e fascinată de tot ce înseamnă spectacol. E absolut. Exact. Faptul că aduci în scenă tot ceea ce trebuie îndreptat, în toate formele și dimensiunile și prezinți oamenii ca fiind egali unii altora, acest lucru, unii critici, dar numii sărbătorii romanității. Sună! Totuși, ți-aș mai recomanda un lucru, aș vrea să... mai transformăm un spectacol. Cum ți-am spus, lumea e fascinată de spectacole în general. Și datorită acestei chestii, voi reconstrui teatrul, voi reconstrui circul. Pentru că spectacolul trebuie să meargă mai departe. Cel mai mare spectacol a existat cu adevărat. Și s-a numit Bard. A luat ființă în 1875 și acolo s-au ținut spectacole până în 2017. Dar cel mai mare show din România a existat și va exista în continuare. Cu fiecare actor, cu fiecare pas de dans. Eu vreau să vă spun că actorul de musical și aș dori să vin cu dumneavoastră la această producare. Vă rog, poftiți. Asta căutam. Fără un actor genial, musicalul nu poate lua ființă. Dar musicalul nu l-am găsit. Deci, dansul? Aici. Vocea? Aici. Actorul? Aici. Am regăsit musicalul. Musicalul sunt eu alături de voi. Fiecare actor, fiecare pas de dans, musicalul merge mai departe, cu emoția pe care o transmitem spectatorilor în fiecare seară. Până acum, pe reflectoare mă simțeam morbid. De acum, visul meu s-a îndeplinit, s-a îndeplinit. Musical e viața mea, dans, joc, voce, voia mea. De acum, de ce nu mi-a urcat. Asta nu mi-a fost de ajuns, eu tot nu mă simțeam complet. De alți ani nu reușesc să creez spectacol perfect. Dar împreună când vă văd, știu că eu am nevoie de tot. Până acum, de reflectoare cu stanța. De acum, în visul meu s-a îndeplinit, s-a îndeplinit. Musical e viața mea. Dans, joc, voce, voia mea.